Răzvan, cum este să fii Deputy Managing Director and Head of Planning. Deputy Managing Director și Head of Planning la numai 30 de ani? Mai sunt și unele probleme, de exemplu, asta e una din probleme, că trebuie să-mi pronunț funcția și îmi ia ceva timp. Nu, e mișto, e clar, e mișto. Cred că eu mă simt așa foarte împlinit, sau împlinit, să zic. Cred că e unul din lucrurile pe care mi le-am dorit în viață, ca toți oamenii, cred că își doresc să crească cât de repede Să fii pot șef. și să ajungă șef la un moment Clar. dat, nu? Ai crescut și datorită creșterii pieței? A fost o conjunctură favorabilă? Da, mi-e place să cred că am ajutat și la creșterea pieței. Așa, da, și Da, provocată. exact. Cred că e undeva, cel puțin la partea asta de disciplina pe care o reprezint eu, strategia planificată în comunicare. Când am început eram singur, să eram doi oameni, ceva în genul ăsta, acum 8 ani, și acum suntem câteva zeci de oameni și cu un interes foarte mare pentru planning în România. Deci cred că, sau îmi place mie să mă ramurgesc cu gândul că am contribuit și eu la dezvoltarea disciplinei asta, care dezvoltarea disciplinei s-a dus automat și la creșterea pieței și dezvoltarea industriei de comunicare și dezvoltarea în general. S-a schimbat discursul, vezi altfel de gen de abordare acum în comunicarea românească și în publicitate în particular. Spune-mi 5 principii de management pe care le aplici 5. tu. Să vedem dacă Nu, hai ajungem să la zic niște 5. principii, pentru că îți dai seama, acum 7 luni sau 7-8 luni, când m-a chemat Ștefan și Ioana la ei și mi-au spus că ei s-au gândit la mine ca fiind director adjunct și viitor director adjunct și că a trebuit să fac echipă cu Roxana, am început repede să citesc cărți de astea, From Good to Great, tot felul de cărți de management, pentru că, sincer, la nivelul ăsta atât de mare de business, nu condusesem încă un business până atunci. Și sunt alte principii. Și am zis, bă, hai să aplic ce știu eu de fapt din viață, să o aplic la management și o să fie bine. Și am luat-o foarte, nu știu, așa, pas cu pas. Didactic. Prima dată are să fie simplu totul. Și să fug de lucruri complicate și orice chestie am de făcut, orice proiect, să-l simplific cât de tare pot, prin reduction. Da? E o industrie în care lucrurile se întâmplă foarte repede. Și dacă vrei să faci totul, la un moment dat, s-ar putea să nu ajungi să faci nimic, de fapt. Și de asta e bine să simplifici și să prioritizezi și să simplifici. E foarte simplu principiul ăsta. Nu o să zic că... Prioritizare și Da, nu o simplificare. să-ți povestesc acum de deci pe lucruri care țin de rocket science sau nu mai știu ce. Lucruri simple pe care le aplic. Doi la mână. Nu începe când ați fixat întâi obiectivele. Că s-ar putea să-ți fixezi niște obiective foarte mișto, dar să nu ai oameni cu care să ajungi acolo. Eu am făcut așa. Am căutat cei mai buni oameni de pe piață, i-am luat și apoi m-am gândit ce pot să fac cu oamenii ăștia, cât de sus pot să ajung cu ei. Eventual să ajung puțin mai sus decât cred ei că pot să ajungă. Dar multe structuri de management își fixează niște obiective foarte ambițioase și până când încep să se gândească cum ajung acolo, își dau seama că nu au cum, că nu au cu cine. Marea problemă a business-ului ăsta și că cam multe business în România, problemă și în același timp resursă, e legată de oameni. Da. Trebuie să ai the right people, key people, oameni foarte talentați și automat poți să ajungi undeva. Eu ce le recomand colegilor de industrie, întâi să-și facă echipă ca lumea, oameni care să aibă aceleași valori, care să funcționeze ca și o echipă, și apoi să se gândească unde poți să ajungă cu oamenii. Asta ar fi un alt principiu pe care și care funcționează. 3. Să nu neglijezi deloc cultura organizațională. Că nebunia asta de a livra produs și de a da produs și iar a livra produs, pierzi fanul de la job, pierzi sentimentul ăsta de familie de la job și managerul trebuie să aibă grijă și de cultura organizațională. Mai ales de structură de genul ăsta creativ, o structură neconvențională. Dacă faci un business în domeniul neconvențional, totdeauna trebuie să te gândești cum îți arată locul de muncă. Te gândești să creezi happening-ul la birou. Și toate principiile de cultură organizațională. Dacă e de multe ori mai important decât produsul. Dacă te focusezi doar să obții produsul cel mai bun, produsul cel mai bun, produsul cel mai bun și pierzi din vedere cultura organizațională, s-ar putea să nu-ți iasă. Ce Avem principii se 4? folosesc? Avem? Nu știu. Că bănuiesc că mai sunt acum, sunt și top of mind-ul ăla care vii primul în cap, nu? Și mă uit și mă gândesc. Foarte important să-ți asiguri, să-ți aduci oamenii din spate. Da, pentru că noi creștem foarte mult ca și organizații. Dar această creștere nu e naturală și devine artificială, mai ales în industrie, în creștere e valabil principiul ăsta. Și tu n-ai în spate o, nu știu, o escadrilă,
niște colegi pe care să-i fi crescut și care să preia din pozițiile cheie, să întâmplă o ruptură în organizație și organizația aia se prăbușește. Cade. Și atunci, foarte important este să dezvolți proiecte pentru juniori. De la learning, la Leo Academy intern și extern, să te implici foarte mult în zona asta. Noi de asta facem toate chestiile astea. Poate ai văzut că în ultima perioadă e chiar mai accentuată susținerea pe care noi oferim diferitelor organizații studențești. Nu e doar PR. Alocăm mult prea multe resurse ca să fie doar PR acolo. Suntem prea mult cu inima și cu creierul acolo să fie doar PR. Deci, al Este patrulea ar doar. fi investirea în juniori. Exact. Construiește-ți. Uite-te în fiecare dată în spate să-ți vină câte o. Să-ți mai vină câte un nivel. Mereu să ai nivelul din spate Val. pregătit, dar încă un val de oameni bine pregătiți, foarte bine pregătiți. Și dacă nu investești în ei, nu o să nu-i pregătească nimeni mai tine. Deci trebuie să te implici. Și e ultimul principiu pe care l-am, câte mi-a venit acum, dacă tot vorbesc, tot vin cu în cap, pe care nu i-am mai recunosc chiar lui Hai David că poate Ogilvy. ajungem la 10. Al lui David Ogilvy. Care David spune, Ogilvy? de fiecare dată să angajezi oameni mai deștepți ca tine, nu mai proști ca tine. Eu chiar cred că omuleții și colegii mei de departament sunt mai deștepți ca mine la nivel, la vârsta lor. Dacă mă gândesc la vârsta lor ce făceam, eram prin regie la Beri, prin clubul seara, niciun caz nu făceam ce fac Oameni eu, foarte muncesc, tineri, eram de gen. foarte tineri, 21, 22, poate 23 de ani. Și clar. Pentru că dacă angajezi oameni mai proști ca tine, vor angaja oameni mai proști ca ei și tot așa, și o să devin într-o agenție de pitici sau într-o cultură de pitici. De fiecare dată să angajezi oameni mai deștepți ca tine. Sincer, ăsta e un principiu foarte simplu. Știu că sună pompieristic, așa, dar e real. E tu. Da, sim. Keep it simple. Mersi Pe mult. simplitate, pe simplitate.